De astăzi a început a cincea ediție a Festivalului Medieval al Cetății Severinului, un eveniment ce se încadrează perfect în peisajul turismului cultural severinean. Sub agheta unor veritabili specialiști va fi reînviată atmosfera medievală prin demonstrații de luptă, concerte de muzică medievală și jocuri cu arcul pentru copii. Cel mai autentic festival medieval din România are loc la Cetatea Severinului în acest weekend. Este vorba despre un eveniment turistic devenit deja tradiție. Anul acesta avem și câteva surprize. Pe de o parte avem și o zonă cu mâncare, iar această zonă cu mâncare ne dorim să fie cât mai mult cu tentă medievală, cu teme medievale, pentru a fi în ton cu, evident, cu evenimentul care se organizează aici. De asemenea, se pun la punct ultimele detalii, pentru că astăzi, vineri, debutează Festivalul Medieval al Cetății Severinului. Începând cu ora 16 vor fi instalate taberele medievale pe care severinii le pot vizita, iar începând cu ora 19 vom avea deschiderea oficială, paradă cu torțe și plus evenimente, concerte, jocuri cu focuri și așa mai departe. Adică, până la urmă, elemente pe care severinii cu siguranță vor vrea să le vadă. Nu în ultimul rând vreau să invit pe toți să vină să participe la Cetatea Medievală în acest weekend, să vadă evenimentele pregătite pentru severinieni, pentru că vă garantez aveți ce vedea. Festivalul medieval al Cetății Severinului are loc în acest an după o lungă perioadă de absență din cauza pandemiei de COVID-19. A cincea ediție a Festivalului Medieval vine după o absență. Anul trecut știm cu toți cum a fost. Tocmai de aceea această revenire ar trebui să însemne pentru noi un motiv de bucurie și de speranță, pentru că iată, sunt zile frumoase de toamnă însorită și Cetatea Medievală e în măsură să găzduiască acum un festival medieval de asemenea amploare. Nota dominantă a tuturor edițiilor a fost autenticitatea. Taberele și participanții, reenactorii, sunt structurați pe această temă a autenticității. Toți sunt făuritori și conservatori de unelte sau de arme din epoca, din Evul Mediu. De asemenea, copiii nu au fost uitați nici de această dată, iar surprizele pentru cei mici sunt multiple. O altă caracteristică a acestei ediții, dincolo de participarea internațională, de concerte sau de spectacole cu focuri, sunt atelierele pentru copii. Avem pe modelul taberei medievale de la Muzeul Țăranului Român desfășurat în această vară, o tabără, un atelier de muzică medievală pentru copii consacrat, susținut de Andrei Moț, un om cunoscut pentru pasiunea cu care tratează această temă, dar și un atelier de tras cu arcul pentru copii, o premieră pentru noi, se vor desfășura pe aripa de est a cetății, vom avea ținte și arcuri cu barieră, cu un dop, pentru a învăța pe copilași să tragă cu arcul. Sunt arcuri decathlon speciale cu fereastră, va fi o temă interesantă pentru cei mici. Reprezentanții acestui loc își doresc ca acest atelier de tras cu arcul pentru copii să fie permanent la Cetatea Medievală a Severinului. Între timp, toți cei care își doresc să călătorească în timp, în vremuri de mult apuse, sunt așteptați la cel mai plin loc de istorie din orașul nostru.